Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 mai 2021. Suferința. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit. Evrei 12, versetul 2. Apostolul Iacov scrie în capitolul 1, versetul 12 din epistola sa: ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții. Te gândești să renunți? Viața e plină de momente de renunțare. Dar dacă renunți la lupta pentru căsnicia ta, pentru cariera ta, pentru visul tău, poate vei regreta toată viața. Numai dacă rămâi în cursă, te poate întări Dumnezeu și te poate face câștigător. F.B. Meyer spunea: nu testezi niciodată resursele lui Dumnezeu până nu încerci imposibilul. Am încheiat citatul. Renunțarea nu formează caracterul, suferința însă, da. Suferința dezvoltă în tine ceva ce nimic altceva nu o poate face. De aceea Dumnezeu îi numește fericiți pe cei ce au răbdat, cum scrie tot în Iacov, capitolul 5, versetul 11. Suferința susține curajul, produce răbdarea, oferă biruință și transformă visele în realitate. Nimeni nu a cunoscut mai multă suferință decât Domnul Iisus. El a suferit în tot timpul vieții și cel mai mult pe drumul spre Calvar. Când i-au smuls hainele de pe el și i-au pus coroana de spini, când biciul i-a sfărâmat carnea și cuiele l-au pironit pe cruce, când prietenii săi l-au părăsit și privitorii își băteau joc de el, când Dumnezeu și-a întors fața de la el și când iadul s-a ridicat în picioare și îi striga: renunță! Biblia ne spune clar că Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Dumnezeu îi răsplătește pe cei ce îl caută cu sârguință. Vezi Evrei 11, versetul 6. El promite că atunci când îl cauți cu toată inima ta, îl vei găsi. Vezi Ieremia 29, versetul 13. Sunt promisiuni care ți se aplică și ție. Așa că spune-i lui Dumnezeu: planul meu este să merg înainte și să mă încred în tine, iar tu îmi vei da tăria de a merge până la capăt. Când rostești o astfel de rugăciune, vei descoperi că ai primit o putere de a răbda mult mai mare decât ai fi crezut.